În sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu va avea loc un vernisaj deosebit ce ilustrează hărți ale spațiului dunărean din anul 1650 până în anul 1800. Expoziția va avea loc joi și va începe la ora 11, iar intrarea va fi liberă. Joi, începând cu ora 11, sala de expoziție Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu găzduiește o expoziție extrem de interesantă, inedită. Expoziție itinerantă, spații fluente, hărți ale spațiului dunărean 1650-1800. Este un proiect cultural care a mai fost prezent în mari orașe ale țării, în Cluj, în Iași, în Galați. Astăzi, începând de astăzi, este prezent și la Doveta Turnu Severin, un proiect realizat în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Vă așteptăm pe toți cei interesați de istorie, de prezența suverană a Dunării în acest spațiu, de influențe politice și economice, să veniți începând de joi, 22 octombrie, la sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu. Expoziția tematizează geneza reprezentărilor cartografice ale spațiului dunărean, descriind caracteristicile conceptelor spațiale și percepția asupra acestora în Europa occidentală și centrală în epoca modernă, invitând la o călătorie într-o zonă a continentului rămasă în multe privințe necunoscută.